Salutare dragi trader și bine v-am regăsit! Astăzi v-am pregătit o surpriză și pentru că știu că în comunitatea iTrade sunt mulți investitori în Elrond, astăzi voi face o analiză tehnică, dar doar analiză tehnică pentru acest instrument financiar. Bineînțeles, știu că se tranzacționează fără levier și pentru că nu este pe platforma noastră de tranzacționare, voi face analiza pe TradingView. Bineînțeles că poate nu o să fac așa o analiză cum v-am obișnuit, dar o analiză tehnică mereu este binevenită și ne poate da niște semnale clare. Bun, haideți să vedem, nu cred că e prea important să vedem cum arată Elrond-ul pe monthly, căci arată așa, weekly, bun, pentru graficul de o oră am putea să trasăm repede niște nivele pe care le identificăm foarte ușor. Hai să avem să punem aici un nivel. Aici este un alt nivel, bineînțeles, așa, și mai avem un nivel în această zonă și cred că și aici, dacă îl punem, nu greșim cu absolut nimic. Bun, cam atât ca nivele, un trend ar fi acesta cu o posibilă schimbare de pantă, dar deocamdată las doar acest trend. Ce observăm pe graficul de o oră? Avem aici, o să mă folosesc de acest creion, voi trasa această săgeată care reprezintă o divergență ascunsă în formare. Este o divergență bullish, prin urmare mă aștept ca mișcarea de creștere să continue, însă după o corecție. Haideți să vedem mai departe pe un alt time frame și anume pe cel de o jumătate de oră, de 30 de minute, observăm aici o divergență normală care s-a consumat, targetul ei de profit a fost consumat. Și în momentul de față, această corecție este în derulare. Ce mă aștept este ca această corecție să se continue, cum aș tranzacționa, bineînțeles, cu o tranzacție de buy. Am fixat o linie de contratrend și mă aștept după respingerea prețului fie din acest suport, fie din suportul următor, maxim, la oricare peste ultimul maxim format, pentru că acesta încă nu putem spune că este ultimul maxim format, la oricare după ultimul maxim format, să l-aș desena cam așa, să intrăm cu o tranzacție de buy pe acest instrument financiar. Este adevărat că analiza este făcută pe time frame-uri mai mici, însă poate să fie o analiză care să aducă rezultate, mai ales că povestim acum despre potențialul acestui instrument financiar pentru investiții pe termen lung, în care tranzacționăm și fără levier, prin urmare profiturile și sau pierderile nu sunt semnificative în acest moment. Însă această paritate sau acest instrument financiar, să zic, este apropiat, fiindcă comunitatea iTrade este din Sibiu, la fel și locul de unde s-a născut
Elrond, prin urmare o să încerc pe viitor să vă updatez cu analize tehnice și dacă reușesc, eu încerc și cu analize fundamentale pe Elrond. Numai bine și tranzacții fericite!